Până când omul va învăța cum să controleze inteligența artificială, utilizând inteligența artificială, el va trece inevitabil printr-o stare de singularitate biologică. Asta înseamnă că se va crede, sau poate în anumite domenii, chiar va fi depășit de o inteligență artificială. Și sigur că da, asta va crea o anumită stare de spaimă sau de anxietate.